noastre contează, ceea ce spuneți voi contează și valoarea pe care voi adăugați în ziua de azi contează. Ce înțelegeți voi prin a adăuga valoare? În primul rând. Ce înseamnă a adăuga valoare? Am zis, hai să ne adăugăm valoare unii celorlalți, da? Acorda atenție? Super, acorda atenție. Altă părere. A respecta pe cel cu care vorbești. Adăuga o calitate bună. Exact, a scoate în evidență o calitate pe care respectivul o are, da? Super. Încă o părere mai vreau? A pune preț. Așa, drum. Pe ceea ce respectivul ca persoană, pe abilitățile, da, să la ce abilități. Mm-hmm. Super. Cui îi plac întrebările? Așa, să ridice mâna sus. Deci sunt câteva persoane la care le plac întrebările, da? Eu să-mi iau puțin la acolo. Și mie îmi plac foarte mult întrebările. Care este rolul întrebărilor? Ce părere aveți? De a afla mai multe informații. Așa. Super! De a ne stimula gândirea. V-ați gândit la răspunsul ăsta? Rolul întrebărilor poate fi acela de a ne stimula gândirea. Sunt foarte puțini oameni în zilele noastre care gândesc. Am văzut foarte mult domnul care a plecat deja, a vorbit foarte frumos despre a te educa, ce înseamnă a te educa și ce înseamnă a nu te educa. Oamenii care nu se educă nu gândesc atât de mult ca oamenii care se educă, ca oamenii care citesc. Atunci, unul din rolurile pe care întrebările le au este să te determine, să te ajute să înțelegi mai mult și să gândești, și să gândești bine. Mă uit un pic la experiența vieții mele și, cu siguranță, dacă vă uitați un pic la voi, vă găsiți în perioada în care aveți multe întrebări. Perioada adolescenței, perioada în care tinerii își pun întrebări și perioada tinereții și cred că toată viața avem întrebări, da? Mă duc un pic cu gândul în perioada adolescenței mele. Aveam 16 ani. Și eu mai am o soră geamănă și dormeam în același pat. Și noaptea ne frământam, dar nu știam, după ce am comunicat, aveam frământări comune, dar cu mama adolescenții la vârsta aia. Și una din întrebările pe care eu mi le-am pus în perioada aia a fost următoarea. Dacă totuși m-am născut pe pământul ăsta, de ce într-o zi o să mor? Nu înțeleg. Da? Care e sensul vieții până la urmă? Sunt întrebări existențiale. Am întrebat-o pe sora mea, ce bai ai? A început să plângă într-o noapte. Ce se întâmplă cu tine? Păi, nu știu, mă gândesc dacă m-am născut pe pământul ăsta, dar de ce la un moment dat a trebuit să mor? Zic, poftim? Suntem noi gemeni de aceeași întrebare? Aceleași frământări? Deci avem întrebări, da? În perioada adolescenței, ăsta e tipul de întrebări pe care noi le punem. Într-o altă perioadă a vieții noastre, apar alt fel de întrebări. Mă duc un pic cu gândul la vârsta de 26 de ani, când, o mică fiind, apropo, am aici un băiat care e băiatul meu și vreau să se ridice Oliver. Așa, și am 17 ani și mai am o fată de 20 de ani care e la Cluj, student. Erau mici copii în perioada respectivă și eu aveam de asemenea o grămadă de întrebări, dar o întrebare care mi-a dat mult de gândit a fost următoarea. Care-i scopul vieții mele? Cred că am înțeles de ce trăiesc până la urmă, dar totuși trebuie să trăiesc cu un scop. Dar care-i scopul ăla? De ce până la vârsta asta eu n-am reușit să-mi găsesc scopul? După aceea, tot așa din 10-10 ani, sunt întrebările care pe mine m-au frământat în perioada respectivă, da? La 36 de ani, mi-am dat seama că trebuie neapărat să-mi aleg drumul în viață, doar la 36 de ani, da? Și am zis, ok, care e acel drum? Profesional vorbind. Și la 36 de ani am început să mă dezvolt mai mult pe area dezvoltării personale, a leadership-ului transformațional și a coaching-ului. Și de atunci fac lucrul ăsta cu pasiune ori de câte ori e nevoie și îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place să mă întâlnesc cu oamenii unul la unul. Îmi place tare mult să observ potențialul pe care oamenii îl au. Și așa cum spunea tânărul Adineaur, să observ valoarea, abilitățile, talentele, darurile cu care un om e înzestrat, să lucrez împreună cu el la acele abilități, talente și daruri, să le dezvolte în așa măsură încât la un moment dat să lucreze cu ele și să meargă pe traiectoria drumului lui în viață. Să-și urmeze visul.
Nu știu cum erați voi, dar când eram eu copil, era perioada ceaușistă și nu aveai voie să pui multe întrebări. Curioasă din fire, puneam întrebări. Eu am crescut la bunici și tot timpul când aveam întrebări, bunicii mei îmi spuneau, măi, fată, nu-i locul tău aici. Noi discutăm lucruri importante. Nu-i locul tău aici. Da, îți povesti de adulți, exact cum spui tu. Și atunci mi-am dat seama că, nu atunci mi-am dat seama, ci atunci pur și simplu mi s-a format un tipar mental. La un moment dat, în maturitate, în perioada maturității, mi-am dat seama că într-adevăr sunt o persoană curioasă. Și am zis, e rău să fii curios. Atâta vreme când îți canalizezi energia să faci lucruri rele, e rău să fii curios. Dar atâta vreme cât energia ta o canalizezi înspre a învăța, înspre a face lucruri bune, înspre a te dezvolta ca și persoană, înspre a-ți dezvolta relațiile sau abilitățile tale, da? Înspre a te cunoaște pe tine, apropo de autocunoaștere. Atâta vreme cât le folosești bine și cât folosești bine darul acesta al curiozității, e binevenit în viața oricui. Și un dar. John Maxwell spunea că oamenii curioși întotdeauna vor pune întrebări bune. Și foarte adevărat. Așa. La vârsta de 26 de ani, mi-am dat seama că dacă până acolo am avut întrebările pe care le-am avut, acum ar trebui să mă dezvolt în mod intenționat. Dezvoltarea, ce presupune dezvoltarea? Hai să aflăm împreună. Ce înseamnă a te dezvolta personal? Da? Dă opiniile voastre și după aceea mergem mai departe. Ați format personalitatea. Am bunătățit ceea ce ai. Ceea ce ai în ce domeniu? Ceea ce ai ca orice persoană. Ca persoană, da? A te înțelege pe tine și emoțiile tale. Super. Deci a te înțelege pe tine și emoțiile tale, ție dezvoltarea personală. Ce înseamnă, în opinia băieților, dezvoltarea personală? De ce întreb asta? Pentru că băieții sau bărbații sunt mai puțin interesați de dezvoltare. Asta nu înseamnă că nu au nevoie. Toți avem nevoie de asta. Doar că, prin natura lor, băieții sau bărbații înțeleg altfel lucrurile și din cauza asta întreb și băieți, da? Ce înseamnă dezvoltarea personală, în opinia voastră? Băiat cu tricou roșu. Atrage atenția și roșu. Tu ce părere ai? Nu știu. Nu ce înseamnă dezvoltarea personală? Te-ai gândit niciodată. Nu pot la un răspuns. Nu poți defini acum. Ceea ce e ok. Alt cineva, un băiat, vreau de asta să răspundă. Nu? Nu? Niciun băiat? Sau un domn? Ce înseamnă dezvoltarea personală? Da. A te maturiza, într-un cuvânt. Foarte tare. Cum ziceam, am început să mă dezvolt personal, în mod intenționat, pentru că oamenii niciodată nu se dezvoltă personal așa doar că îmbătrânesc. De regulă, noi îmbătrânim, da? E un proces natural, dar nu ne maturizăm ca rezultat al unui proces natural. Da? Noi, atunci când vrem să ne dezvoltăm, trebuie să facem lucrul ăsta în mod intenționat. Cum ne dezvoltăm în mod intenționat? Care dintre voi se dezvoltă ca persoană și ce face în mod intenționat ca procesul ăsta să meargă pe făgașul normal? Aici e vorba despre întrebări de coaching și, într-adevăr, trebuie vulnerabilitate. Chestia asta ne ajută să gândim, ne ajută să ne înțelegem pe noi, să înțelegem cât de importante sunt opiniile celorlalți și să ne valorizăm.